Bine ați venit pe canalul meu! Pentru că am fost întrebată în nenumărate rânduri dacă putem folosi crema de la cafeaua Dalgona pentru prăjituri, am decis să prepar un tort în care această minunată cremă va fi piesa de rezistență. Este un tort simplu, rapid și fără coacere, așa că rămâneți alături de mine pentru a vedea cât de ușor se prepară. Într-un bol rece, scos de la frigider, punem 400 de grame de smântână dulce pentru frișcă. O amestecăm bine cu un mixer până când devine ușor cremoasă. Frișca trebuie mixată într-un bol suficient de adânc pentru că în stare lichidă stropește destul de rău. Frișca noastră este acum suficient de cremoasă, așa că adăugăm 130 de grame de zahăr pudră și amestecăm din nou. Trebuie să avem grijă și să nu o mixăm excesiv, deoarece riscăm să ni se taie. Frișca este acum bătută pe 3 sferturi, așa că adăugăm 500 de grame de mascarpone și amestecăm ușor până la omogenizare. La final, pentru un plus de gust și savoare, adăugăm amaretto. Urmează acum să preparăm crema de cafea folosită la mult îndrăgita cafea Dalgona. Eu am folosit 7 linguri de cafea instant, cunoscută și sub denumirea de Nes, 7 linguri de zahăr și 7 linguri de apă fierbinte. Amestecăm bine cu un ter sau cu un mixer până obținem o cremă foarte densă. Dacă doriți, puteți să reduceți cantitățile, însă eu am vrut să am foarte multă cremă pentru decor. Amestecăm bine nesul până când crema se deschide foarte mult la culoare și rămâne fermă pe ter. O vom folosi la ornat, deci avem nevoie de o cremă fermă. Pe post de sirop, folosim cafea îndulcită și răcită complet, în care adăugăm puțin amaretto. Pentru ansamblarea prăjiturii m-am folosit de un inel de la o formă de copt cu diametru de 22 de cm. Înmuiem fiecare pișcot în cafea și formăm baza. Am așezat în acest fel pișcoturile deoarece tortul meu Dalgona va fi unul naked, adică nu-l voi îmbrăca în cremă și vreau să mi se vadă frumos fiecare pișcot pe margine. Vom pune acum un strat generos de cremă de frișcă și mascarpone. Formăm un nou rând de pișcoturi. În crema rămasă voi pune puțină cremă de cafea pentru un plus de culoare. Amestecăm bine până la omogenizare. Adăugăm crema astfel formată peste pișcoturi. Urmează acum să formăm ultimul rând de pișcoturi. Dăm apoi tortul la rece.
După ce tortul a stat minim o oră în frigider, îi detașăm inelul. Pentru ornare am atașat forma rotundă la poș. Vom folosi toată crema de nes. În acest fel vom obține un tort în culorile cafelei Dalgona. Prima dată formăm niște moțuri din cremă de cafea. Dacă vă place acest aspect, puteți să lăsați tortul așa, însă eu am ales să formez un model care să se asemene cât mai mult cu o cafea Dalgona. Acum să vedem și o secțiune din acest tort minunat. Dragilor, sper că v-a plăcut rețeta mea și vă recomand să o preparați în special pentru amatorii de cafea. În încheiere, nu uitați să vă abonați dacă doriți să fiți la curent cu toate noutățile. Să aveți o zi minunată! La revedere!